Prima tranșă de vaccin antigripal a ajuns și în județul Neamț. Așadar, persoanele cu risc major de îmbolnăvire cu gripă vor beneficia începând de joi de imunizare. Medicii de familie sunt așteptați să-și ridice dozele atribuite pentru a putea începe vaccinarea persoanelor aflate pe listele proprii. Din această primă tranșă se vor împărți câte 15 doze la fiecare medic de familie. La cabinetele acestora, dozele de vaccin vor fi administrate gratuit bătrânilor și pacienților cu boli cronice, în special respiratorii și cardiace, dar și femeilor însărcinate. Începând cu 15 octombrie se declanșează campania de vaccinare antigripală a sezonului 2015-2016. Vaccinul pus la dispoziție de Ministerul Sănătății ca o primă tranșă deja a ajuns în județ și este în curs de distribuire către medicii de familie. În această primă etapă s-au primit 4.800 de doze de vaccin antigripal aferente sezonului 2015-2016. Acestea vor fi direcționate către medicii de familie și către spitale pentru secțiile care vin în contact cu bolnavii mai des sau care trebuie protejate, deci în special pentru secțiile de boli infecțioase, nou-născuți, UPU. După această primă tranșă va mai veni o altă tranșă de vaccin și se vor completa vaccinările și pentru celelalte grupe cuprinse în indicațiile de vaccinare antigripală. Din această tranșă, fiind numărul de doze pe care vi l-am spus, fiecare medic de familie va primi 15 doze. Vaccinul din acest an va avea în compoziția sa două tulpini de grupa A și una de grupa B, acestea fiind cele care au circulat cel mai mult în zona noastră în sezonul trecut. Persoanele care mai beneficiază de imunizare gratuită sunt cele care fac parte din personalul medical și de asistență socială și persoanele instituționalizate.